Da. Stimați membrii a Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu din Republica Moldova. Stimați membrii ai Societății Urologilor din Republica Moldova. Onorați oaspeți, dragi colegi, doamnelor și domnilor, bună ziua! În istoria multiseculară a învățământului universitar mondial au prins rădăcini și s-au dezvoltat mai multe tradiții valoroase. Printre acestea se numără și conferirea titlului onorific Dr. Honoris Causa celor mai remarcabile personalități la nivel național și internațional. În semn de profundă gratitudine și înaltă apreciere a meritelor deosebite și contribuții substanțiale la prosperarea învățământului superior medical, a științelor medicale și a societății în general. O continuare a frumoaselor tradiții este și ședința festivă a Senatului de astăzi și Societății Urologilor din Republica Moldova, consacrată decernării titlului onorific Dr. Honoris Causa a universității noastre, domnului profesor dr. Viorel Jinga.
rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, România, șeful clinicii urologiei din cadrul Spitalului Clinic, profesor dr. Burghele, București, personalitate marcantă, binecunoscută și înalt apreciată, nu doar în România și Republica Moldova, dar și în alte țări ale lumii. Domnul profesor Jinga ne-a onorat astăzi cu prezența, fiind însoțit de domnul profesor Victor Lorin Purcărea, șeful disciplinii marketing și tehnologie medicală, profesor universitar, directorul editurii universitare Carol Davila, consilierul rectorului de imagine internă și externă și șeful protocolului rectorului. În sală sunt prezenți, de asemenea, membrii Senatului, membrii Societății Urologilor, șefii de catedre și subdiviziuni, profesori, studenți, studenți doctoranți, medici rezidenți, membrii administrației universității. Permiteți-mi, onorată asistență, să prezint atenției dumneavoastră laudatio pentru domnul profesor Viorel Jinga. Domnul profesor Viorel Jinga s-a născut la 24 martie 1962. În anul 1982 a urmat Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București, pe care a absolvit-o în anul 1988. Între anii 1990-1994 a urmat stagiul de pregătire postuniversitară în specialitatea urologie. În Clinica de Urologie a Spitalului Clinic Profesor Dr. Burghele din București, cu obținerea diplomei de medic specialist în urologie. Eficiența în plan de creștere profesională s-a dovedit a fi perioada anilor 1994-2004, timp în care domnul profesor Jinga obține diploma de medic primar, specialitatea urologie și competențe în ecografie generală. În perioada anilor 1999-2000 au urmat studiile postuniversitare de specializare în utilizarea izotopilor radioactivi, iar în anul 2004 studii în vederea obținerii competenței în managementul serviciilor de sănătate. Concomitent cu procesul insistent de dezvoltare și extindere a cunoștințelor și deprinderilor profesionale, medicul urolog Viorel Jinga s-a lansat și pe orbita activității pedagogice. În anul 1991, prin concurs, s-a angajat în calitate de asistent adjunct în Clinica de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Profesor Dr. Burghele. Aici, pe parcursul a peste 3 decenii, a excelat în cariere, urcând toate treptele învățământului universitar superior, de la preparator universitar în anul 1991, asistent universitar 1995, lector universitar anul 2000, conferințiar universitar 2004, până la profesor universitar 2013 și rector anul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, din 2020 până în prezent. Din plin s-a manifestat calitățile pedagogice și manageriale ale domnului profesor Viorel Jinga în funcție de prodecan al Facultății Medicină Generală a Universității din București, funcție pe care a exercitat-o cu multă înțelepciune și dăruire din anul 2012 până în 2016. Paralel cu activitatea clinică și pedagogică, tânărul specialist s-a angajat într-o intensă muncă de cercetare în cadrul studiilor de doctorat, perioada anilor 1997-2000, care s-a finalizat cu susținerea tezei doctor în științe medicale cu tema aportul ecografiei Doppler în diagnosticul tumorilor renale. Pe parcursul anilor de activitate multilaterală, perseverența și spiritul analitic a savantului Viorel Jinga s-a materializat în peste 300 de lucrări științifice,
prezentate la conferințe și congrese de specialitate naționale și internaționale. Este autorul a peste 70 de articole științifice publicate cu și indexate ISI, precum și autor în 20 de cărți, tratate, monografii. Despre valoarea științifică a publicațiilor profesorului Jinga ne vorbește indicele Hirsch, care în Web of Science este 19, în Scopus 19 și Google Academic iarăși 19, precum și numărul de citații, care în Web of Science a atins cifra de 1408 citații. Principalele domenii de cercetare ale distinsului profesor ține de infecțiile urinare ale aparatului urogenital, tuberculoza urogenitală, metodele moderne de investigație și tratament în urologie, epidemiologia genetică a cancerului în România, optimizarea diagnosticului precoce în adenocarcinomul prostatic, tumorile renale ale copilului și adultului. Sub îndrumarea științifică a savantului Viorel Jinga, în calitate de conducător de doctorat, au fost finalizate și susținute 12 teze, o adevărată școală științifică. Domnia sa a participat în calitate de coordonator de proiecte și granduri de cercetare națională și internațională, fiind și consilier extern pe proiecte din programul 4 Orizont 2020, precum și în proiecte naționale din România. A îndeplinit și obligațiunile de investigator principal în peste 25 de trialuri clinice naționale și internaționale. Calitățile organizatorice neordinare a domnului profesor Viorel Jinga au fost înalt apreciate de administrația universității, în care, în anii 2016-2020, i-au încredințat funcția responsabilă de prorector pentru activitatea în managementul universitar. Funcție care domnia sa, din plin, s-a manifestat calitățile manageriale atât de necesare în noua sa funcție de rector. Onorată asistență, pe tot parcursul activității sale, domnul Viorel Jinga a îmbinat organic munca pedagogică, științifică și cea managerială, marcată de o ținută exemplară cu o amplă activitate clinică, consacrată diagnosticului, tratamentului și profilaxiei maladiilor de profil urologic. Concomitent, domnia sa a excelat și în alte obligațiuni responsabile de nivel național și internațional. Printre acestea se enumere cele de membru al Asociației Române de Urologie, membru al Societății Medicine Balcanice, membru al Societății Europene de Ultrasonografie, membru al Asociației Europene de Urologie, membru Asociației Internaționale de Urologie, membru al Asociației Americane de Urologie. În anul 2019, pentru întreaga activitate multilaterală marcantă în domeniul pedagogiei și educației, realizări deosebite în activitatea științifică în domeniul specialităților medicale, performanță și inovație în medicină, rezultate obținute în perfecționarea actului medical, a managementului universitar, a științei și practicii urologice, pentru calitățile sale umane deosebite, profesorul domnul Viorel Jinga a fost decorat cu Ordinul Meritul Sanitar de grad de cavalier. I s-a conferit titlul onorific doctor honoris causa a Universității din Pitești, România. A fost menționat cu numeroase premii și diplome de excelență naționale și internaționale. Onorată asistență, dragi colegi, relațiile de colaborare reciproc avantajoase între Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, România
și universitatea noastră a debutat odată cu obținerea independenței Republicii Moldova. Acest fapt a generat premize favorabile pentru stabilirea unor relații concrete între cadrele și disciplinele de profil, precum și între profesorii de ambele țări, ambele părți ale Prutului. Cooperarea dintre profesorul universitar dr. Viorel Jinga și Catedra de Urologie și Nefrologie Chirurgicală, condusă de profesorul universitar Andrei Antanase, are o istorie de durată. Pe parcursul anilor, grație eforturilor și atribuțiilor deosebite dintre domnul profesor Viorel Jinga și colegii din București, s-au început și a luat amploare deplasări, vizite de lucru, stagii educaționale, stagii științifice și de perfecționare profesională ale personalului științific, științifico-didactic, precum și a medicilor specialiști, urologi din țara noastră și reprezentanți ai universității noastre. Domnului profesor Viorel Jinga îi datorăm și dezvoltarea specialității de urologie din Republica Moldova, cu suportul nemijlocit al Universității de Medicină Carol Davila din București. Rectorii acestei universități, domnul profesor Viorel Jinga, se organizează și se desfășoară în parteneriat conferințe, congrese, simpozioane și alte manifestări științifice la nivelul două țări, două instituții. Domnia sa contribuie la creșterea cadrelor științifice tinere prin cotutelă, participă nemijlocit în calitate de referent oficial sau membru al Consiliului Științific Specializat de Susținere a Tezelor de Doctor și Doctor Habilitat în Știință Medicală. În virtutea funcțiilor pe care le deține, profesorul dr. Viorel Jinga a acordat ajutor consultativ și a tratat mai mulți pacienți cu diferite patologii urologice complicate și din Republica Moldova. Îi suntem profund recunoscători domnului profesor și pentru donații valoroase de carte și universității pe care o conduce, scrise și inclusiv de colegii de la Universitatea Carol Davila și de domnia sa în probleme de urologie. Beneficiem de consultațiile necesare pe toate problemele activității noastre complexe și multilaterale. Domnia sa fiind mereu deschis pentru o colaborare fructuoasă. Onorată asistență, am evidențiat doar unele aspecte din multiplele forme de cooperare dintre universitățile noastre cu domnul profesor dr. Viorel Jinga și Facultatea de Medicină a Universității de Medicină din București. Dar și acestea sunt suficiente pentru a ne convinge despre descrederea frățească a domnului profesor Viorel Jinga. Onorată asistență, stimați senatori, dragi colegi, stimați oaspeți, domnul Viorel Jinga este o personalitate cu merite, autoritate și reputație incontestabilă în România și în lume. Domnia sa este disponibil să susțină și să contribuie la realizarea și extinderea planurilor de cooperare pe viitor în domeniile instruirii, schimbului de profesori și studenți, cercetătorilor, medici, urologi, comune și altor profesii. Luând în considerație activitatea națională și internațională a distinsului profesor Viorel Jinga, aportul considerabil al domniei sale la stabilirea și promovarea relațiilor de colaborare a universității noastre cu Universitatea Carol Davila din București, includerea în acest proces a tineretului studios, Senatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu din Republica Moldova, la ședința din 21 aprilie 2022, a decis să confere profesorul universitar Viorel Jinga
titlul onorific doctor honoris causa. În susținerea acestor decizii a Senatului, cuvântul îi se oferă domnului Adrian Tănase, profesor universitar, șef catedră urologie și nefrologie chirurgicală, deci președinte de onoare a Societății Urologilor din Republica Moldova. Domnul profesor, poftim! Mulțumesc, domnule rector! Mulți stimate domnule rector, mulți stimate domnule profesor Viorel Jinga, mulți stimate domnule profesor Victor Purcarea, onorat senat, stimați colegi, iată că relațiile frumoase și de lungă durată între Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău, Republica Moldova și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, România, continuă și astăzi, în cadrul ședinței comune a Senatului și Societății Urologilor și Nefrologilor din Republica Moldova. Comunitatea medicilor urologi și nefrologi este onorată și salută prezența domnului profesor Viorel Jinga la Chișinău cu ocazia decernării titlului onorific de doctor honoris causa a USMF Nicolae Testemițanu. Acum circa 30 de ani în urmă, pentru prima dată, o delegație din Clinica de Urologie, Dializă și Transplant Renal, precum și Catedra Urologiei și Nefrologiei Chirurgicală, a participat la Congresul de Urologie din Iași, România, unde pentru prima dată am prezentat rezultatele științifice ale noastre și am luat cunoștință cu președintele de atunci a societății, se numea societate atunci, urologilor, profesor academician Eugen Proca, precum și care era președintele societății de române de urologie, și conferințiarul Ioanel Sinescu, care pe atunci era conferințiar la Carol Davila, dar și cu alți medici specialiști în urologie și diverse specialități din centrele universitare din România. Apoi am avut ocazia să fiu prezent și la București, la unul din primele congrese de nefrologie, organizat de profesorul Nicolae Urțea, președintele Societății de Nefrologie din România, de asemenea profesor la UMF Carol Davila. Monografiile domnului Nicolae Urțea în domeniul nefrologiei rinichiu artificial până astăzi sunt actuale și sunt de o valoare mare științifică. Ulterior, a început o perioadă extrem de fructuoasă de participări bilaterale la diverse congrese, conferințe, simpozioane, mese rotunde în domeniul urologiei, nefrologiei, dializei și transplantului renal, atât în România cât și la Chișinău. Delegațiile de specialiști din Republica Moldova au fost permanent invitați la aceste manifestări științifice, unde au avut posibilitatea să prezinte rezultatele proprii și să beneficieze de publicații și culegere în culegere de lucrări. A urmat un șir de congrese la care au participat medicii noștri Sibiu, Suceava, Oradea, Cluj, Brașov, Timișoara și, evident, București, unde au fost cele mai multe congrese ale Societății Române de Urologie. La invitația Societății Urologilor din Republica Moldova, colegii noștri de România au fost prezenți la ultimele congrese, 4 sau 5, organizate la Chișinău de societatea noastră, cu diverse rapoarte, prezentări, inclusiv și din spitalul unde activează astăzi domnul profesor Viorel Jinga și de la Universitatea Carol Davila. Un aport deosebit de valoros pentru știința autohtonă din țara noastră, constituie participarea unor profesori în calitate de referenți oficiali, consultanți, membri ai consiliilor specializate de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat în urologie la Chișinău.
Apropo, primul referent oficial delegat de UMF, Carol Davila, cu 20 de ani în urmă, la susținerea unei teze de doctorat, la noi, în urologie, a fost profesorul Ionel Sănescu, fostul rector al universității. Iar cel mai recent referent oficial din cadrul aceleiași universități este profesorul Viorel Jinga, care, după cum știți toți, a participat la ultima susținere, actualul rector al UMF, Carol Davila. Aceste acțiuni comune confirmă încă o dată conlucrarea de lungă durată care există între cele două universități. O contribuție esențială pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu și în special pentru Catedra de Urologie și Nefrologie Chirurgicală, pentru studenți, pentru rezidenți și medici practicieni constă în donația de mai multe cărți, manuale, monografii, tratate de urologie din partea UMF Carol Davila în domeniul urologiei care constituie urologie, transplantul renal și multe altele, nu pot să le enumere pe toate, care constituie valoroasă bază didactică pentru pregătirea și perfecționarea specialiștilor urologi ce activează în Republica Moldova. Domnul profesor Viorel Jinga, de asemenea, este coautorul celor 4 volume de tratat de urologie, care astăzi este o bogăție pentru procesul didactic la catedra noastră. Aș vrea să-mi expun gratitudinea și satisfacția pentru încă o posibilitate la care am participat la ultimele două conferințe, de fapt două din ele, petrecute în regim online în perioada pandemiei, anul 2020 și 2022. Aspecte nefro-urologice moderne. Ultimul a fost recent, la 29 aprilie. Organizate sub egida UMF Carol Davila și personal a domnului rector Viorel Jinga, profesor Petrișor Giavlete și profesorul Mircea Penescu. Valoarea acestor conferințe constă în participarea celor mai cunoscuți specialiști urologi și nefrologi din România, cu cele mai recente studii și rezultate științifice pe diverse subiecte. Pe lângă faptul că toți participanții la conferință au beneficiat de un certificat, organizatorii ne-au trimis integral toate rapoartele în regim video, care deja le utilizăm în procesul de pregătire și perfecționare a medicilor rezidenți și specialiști în diverse domenii din urologie, nefrologie, dializă și transplant renal. Stimați colegi, în încheiere din numele tuturor medicilor specialiști ce activează Republica Moldova, în domeniul, iarăși, urologiei și nefrologiei, permiteți-mi să ne expunem recunoștință față de Senatul Universității Nicolae Testimițanu, personal domnului rector Emil Ceban, pentru decizia de a acorda domnului Viorel Jinga, profesor universitar, doctor în științe medicale, rector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București, România, titlul onorific de doctor honoris causa a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițanu, Chișinău, Republica Moldova. Felicitări și la mai mult și la mai mare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul profesor. Apropo, 25, 26, 27, 8 colegi de-a noștri, de doctoranți, conferințiari, rezidenți pleacă la Congresul Național Romura 2022, deci las participi și din generalitatea domnului profesor, toată lumea pleacă gratis. Distinse domnule profesor Viorel Jinga, în numele Senatul, a tuturor celor prezenți din sală, permiteți-mi să vă felicit cu conferirea titlului onorific de doctor honoris causa a universității noastre. Să vă dorim multă sănătate, noi realizări în activitatea dumneavoastră prodigioasă. Totodată, permiteți-mi să vă înmânăm atributica
titlului onorific. Vă rog! Diploma de doctor honoris causa. Onorată asistență, acum vă propunem în premieră, ca o surpriză din partea colegilor de la Universitatea Carol Davila București. Deci, ca complice este domnul profesor Purcărea. Imnul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, muzică și versuri profesor dr. Mircea Penescu. Interpretează corul filarmonicii George Enescu, dirijor Iosif Ion Pruner, la pian Andrei Licăreț. Deci domnul rector nu cunoaște de acest imn pentru prima dată. E prima audiție. Poftim, vă rog!
mulțumim, las loc. În continuare, cuvântul îi se oferă domnului profesor Virol Jinga, doctor honoris causa al Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Tistimițanu. Domnul profesor, poftim. Domnule rector Emil Ceban, domnule profesor Adrian Tănase, stimați membri ai Senatului Universitar, dragi colegi și prieteni, urologi și nefrologi. Imnul a fost într-adevăr în premieră, ieri ne l-a trimis domnul profesor Penescu, cei care sunt nefrologi probabil că îl cunosc, este violonist în Orchestra Medicilor. Am avut ideea de a face un imn al universității, studenții nu prea au dorit pentru că au văzut la Târgu Mureș și un imn mai studențesc care nu se poate folosi pentru universitate ca a noastră, dar părerea noastră a tuturor este că un imn total deosebit. De asemenea, țin să remarc faptul că am fost la multe festivități de doctor honoris causa, dar poate nu pentru că sunt eu aici, dar e cea mai emoționantă festivitate și o să le dau exemplu și în România colegilor rectori pentru a organiza la fel de frumos și emoționant aceste festivități. De asemenea, țin să vă mărturisesc sincer că încărcătura emoțională a acestui moment deosebit, în care, prin acceptul dumneavoastră unanim, Alma Mater din Chișinău îmi acordă în alta distinție doctor honoris causa, este una extrem de puternică, iar cel mai metaforic sens al cuvintelor ce pot compune această locuțiune se poate configura cu certitudine într-un mulțumesc infinit. Și astfel vă rog ca, înainte de toate, să acceptați reverența spiritului meu în semn de înaltă prețuire și ca pe un herald al speranței și încrederii că, alăturându-mă astăzi comunității dumneavoastră academice și împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, instituție în care în această perioadă am onoarea să o reprezint în calitate de rector, vom deschide noi orizonturi spre ceea ce înseamnă excelența în învățământul superior medical. Astăzi, acum și aici, retrăiesc emoția pură a admiterii la facultate, a absolvirii acesteia, a devenirii ulterioare de medic specialist, apoi medic primar, și într-o cronologie firească a tuturor gradelor didactice pe care le-am parcurs de-a lungul incursiunii mele prin labirintul complex și provocator al vieții, labirint care astăzi Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tătimițanu îi deschide omului Viorel Jinga o nouă fereastră spre lumina împlinirii și desăvârșirii sale profesionale prin acordarea acestui prestigios titlu de doctor honoris causa, distinție care mă onorează, dar desigur mă și obligă. Și vă mărturisesc că intensitatea emoțională este exponențială, mai ales acum, când marea dumneavoastră familie mă primește în mijlocul ei cu brațele deschise, într-o astfel de atmosferă extraordinară, întrezește în toată efervescența și unicitatea sa puternicul sentiment de acasă, pentru că trăirea acestor frumoase momente, declanșate de căldura, dragostea și bucuria cu care mă primiți astăzi în comunitatea academică a Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu, este fără doar și poate una de maximă sinceritate și încărcătură emoțională. Și astfel vă rog să-mi permite să vă aduc din reverența sufletului meu sincere gânduri de mulțumire spre Excelsior. Reascultând aici, în acest anfiteatru, înălțătorul și emoționantul imn Gaudeamus Igitur, m-am revăzut într-o carpe diem a inocenței bobocului medicinist, cuprins de bucuria ceremoniei de deschidere a anului universitar 1982-1983, la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. De altfel, unul dintre momentele definitorii ale carierei mele, care a dus mai departe flacăra împlinirii spirituale și profesionale, în devenirea mea ca medic și profesor universitar, dorința aprinsă încă din copilărie, copilărie la Câmpul Lung, și am aici un concetățean cu care m-am întâlnit, care este kinetoterapeut, în comuna Poenar de Mușel, părinții fiind lucrători la mina de linie în acea comună. Deci această dorință s-a configurat apoi în adolescență prin parcurgerea studiilor liceale la liceul sanitar. În acea perioadă noi deveneam oficianți medicali, ne chemam asistenți medicali, la fel ca domnul rector Emil Ceban, care a făcut
un liceu de profil sanitar și fiind felcer sau altă denumire, sigur, acum toți sunt asistenți medicali, deci avem o evoluție relativ comună. De altfel, au fost amintit aici de domnul profesor Tănase rectorii din București, de la UMF Carol Davila, profesorul Proca, profesorul Sinescu și spitalul în care lucrez, este spitalul Burghiele. Au fost 4 rectori, toți urologi, deci e o calitate aceasta a specialității de a deveni rector. Burghiele, Proca, Sinescu și apoi eu. Întreaga mea definire nu ar fi fost posibilă dacă de-a lungul vieții nu aș fi avut călăuză același dicton. Dacă vrei să faci un lucru bine, pune și suflet atunci când îl faci. Eminescu spunea, când te laudă lumea, ascultă numai lauda ce te-a dus singur, nu asculta. Vei vedea ce frumos se reduc laudele lumii la nimic și cum înveți apreciui exact valoarea propriilor tale acte. Și ca atare nu să mai vorbesc, deja m-au lăudat foarte mult, parcă nu eram eu în acea laudatio, așa că o să vorbesc și despre Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, care este cea mai mare și cea mai importantă universitate de medicină din țara noastră. În ultimul clasament Shanghai a fost inclusă în poziția 101-150 la medicină clinică. Universitatea oferă multe programe de studii, ca și universitatea dumneavoastră, împărtășind cunoștințe și experiență peste 6.000 de medici rezidenți. Viața este scurtă, dar știința medicinei este lungă. Avem o meserie pentru care învățăm toată viața și niciodată nu este destul. Ceea ce știm astăzi este o picătură, ceea ce nu știm este un ocean, așa cum spunea Isaac Newton. Dar picătură cu picătură putem să creștem supraviețuirea pacienților și calitatea vieții acestora. Petre Tuțea, un filozof român născut tot în Mușcel, de unde mă trag, a numit medicina o artă a vindecării, care practic nu are limite. Iar Aristotel spunea că rădăcinile învățăturii sunt amare, dar fructele sunt dulci. Din păcate, istoria acestor vremuri este una tulbure, tristă și apăsătoare, iar paginile sale de plumb și-au înlocuit cerneala cu sângele inocenței care brăzdează meleagurile țării vecine, Ucraina, de sub șenila tancurilor, de unde se aude la unison ecoul strigătului spre libertate al celor dispăruți de la declanșarea războiului și până astăzi. Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea să o învețe și rusul, spunea marele nostru poet Grigore Vieru. Și permiteți-mi ca în completarea acestei frumoase cugetări să vin acum și să spun că dacă rușii ar putea să gândească bilingv, minunata limbă română ar aduce pacea cu celeritate peste acel cot de rai și de Europa. Sunt convins că sunt în asentimentul dumneavoastră unanim când spun că fără pace, fără libertate și fără credință nu vom putea duce existența noastră efemeră pe culmile cunoașterii către generațiile viitoare. Și să nu uităm ceea ce spunea un alt poet român, Adrian Băunescu, cel care s-a născut pe aceste meleaguri și care a fost unul din prietenii apropiați ai poetului Grigore Vieru, din condiția umană nu putem nici noi lipsi, Europa e o rană și se poate izbăvi. Vă invit acum la un mic exercițiu de imaginație și vă rog să ne aplecăm asupra ideii că nu timpul trece peste noi, ci noi suntem invitați să mărșăluim vremelnic prin labirintul lui Cronos. Importante rămân urmele pe care le lăsăm celor care vor veni după noi, pentru ca umanitatea să-și poată duce cât mai departe drumul său extrem de complex al desăvârșirii. Iar în infinita ecuație a clipei, amprenta fiecăruia dintre noi, la oaltă cu cele ale înaintașilor noștri, va reuși poate să pună viața, la un moment dat, undeva dincolo de utopia nemuririi. Și în acest context, consider că sunt indispensabile proiecte comune și sustenabile între Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesemițeanu din Republica Moldova și trebuie să fac toate eforturile. Am înțeles de aici să fac autocritica, poate nu au fost cele mai multe proiecte care le-am făcut, dar de acum înainte sper să dezvoltăm această colaborare. Atât din poziția de rector, cât și de cel de honoris causa, pe care sunt extrem de onorat să o primesc astăzi, voi face tot ce îmi stă în putință să deschidem împreună noi porți către cercetarea științifică medicală, către educație medicală de top și mai ales către atingerea principalelor noastre deziderate, performanța academică și bunăstarea pacienților noștri. Am ferma convingere că împreună vom decripta cât mai mult din tainele acestui infinit și fascinant univers numit medicină, iar atunci când știința va traversa
secole sau milenii de provocări, cercetarea medicală avansată a momentului se va opri pentru a mulțumi proiectelor noastre comune, ale cărei rezultate vor fi făcute ca fiind remarcabile. Cred că împreună vom putea da continuitate proiectelor și aspirațiilor către progres educațional și cultural al înaintașilor noștri și consolidându-ne într-o comunitate academică bazată pe trei mari coordonate, inițiere, evoluție, excelență, vom performa constant, dar sigur, în toate ariile de activitate. Și dacă împlinirea tuturor acestor gânduri se va concretiza cu celeritate, am convingerea că rezultatul nu va fi niciodată altul, cu siguranță că fiecare dintre noi a pus și suflet în acest demers. În încheierea scurtei mele alocuțiuni, nu știu cât a fost de scurtă, dar am reușit să vorbesc totuși nu foarte mult, pregătisem un material mai lung, dar v-am spus, nu mai pregătit nimic despre mine, că s-au spus deja foarte multe lucruri. Vreau să aduc întreaga mea recunoștință și considerație și dacă în această frumoasă și memorabilă zi am fost supus unui laudatio extrem de emoționant, cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să ne alăturăm acum primelor două strofe din șiragul de 12 al celui mai frumos laudatio pe care l-a adus limbii române în scurta sa viață, poetul Alexe Mateevici. Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde într-un neam ce fără veste s-a trezit din somn de moarte ca viteazul din poveste. Vă mulțumesc! Stimați colegi, și acum oferim din nou cuvântul domnului profesor Viorel Jinga, doctor honoris causa al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Trestimițanu, cu o prezentare sub denumirea de provocări în tratamentul liteazii în diverticul calicial. Domnule profesor, vă oferim tribuna. Când domnul rector Emil Ceban m-a întrebat ce subiect să aleg din litiază, pentru că aceasta este tema, am înțeles, conferinței dumneavoastră, am ales o cazuistică mai rară, adevărat, diverticulul calicial și complicațiile acestea, complicația litiazică. Înainte de a vorbi de acest lucru, am bucuria să vă anunț că în februarie 2022 am făcut o aplicație la Bordul European de Urologie și centrul nostru de la Teodor Burghiele a devenit un centru host, deci, pentru pregătirea rezidenților, a specialiștilor, nu numai de la noi din Teodor Burghiele, dar și din România, dar și din Europa. A fost o aplicație laborioasă și am primit acest certificat. Vă invităm cu drag la noi, având 4 săli de endoscopie, având 4-5 nefrolitotomii percutanate pe zi, 4-5 ureteroscopii flexibile. La un moment dat, prezentam profesor Giavlete, care lucra în privat și am zis că niciodată flexibilul nu o să facem în spital pentru că e foarte scump și ia foarte mult timp, dar vedeți că cu aceste ureteroscoape de unică folosință am reușit să dezvoltăm și în spitalul de stat ureteroscopia flexibilă. Vă spuneam că spitalul se cheamă Burghiele după numele academicianului, de la noi a plecat și profesorul Nicolescu la Târgu Mureș, l-a trimis profesorul Burghiele acolo și profesorul Boja, de la care și noi ulterior am învățat partea de endourologie. Acești diverticuli caliciali sunt niște dilatații ale sistemului pielocalicial care sunt dezvoltați în parenchimul renal. Acești diverticuli comunică cu sistemul pielocalicial printr-un colet mai larg sau mai subțire, mai strâmt, permițând umplerea pasivă a acestor diverticuli. Facem o ecografie și vedem o leziune chistică în parenchimul renal. Putem confunda cu chistul renal. Eu știu un ministru al sănătății care a fost la Viena să fie operat de un chist renal voluminos și profesorul, conducător al Societății Europene la momentul respectiv, în timpul laparoscopiei a descoperit că este un diverticul vezical și a trebuit să deschidă pacientul. S-a întâmplat probabil și în alte clinici să se confunde chistul renal cu un diverticul calicial, fiindcă este sigur rezolvarea altfel, complică intervenția și la momentul respectiv nu erau atât de dezvoltate metodele imagistice de acum,
tomografia mai ales, și noi în Spitalul Burghele avem o clinică de radiologie foarte bună. A fost profesorul Temeliescu care a descris la momentul respectiv policistografia Temeliescu. Sigur, nu erau tomografie, nu erau ecografii și atunci se introducea substanța de contrast în vezică. Policistografia aceasta arăta că nu mai există suplețea peretelui vezical, deci acolo probabil este o tumoră. Deci este istorie însă, pentru că acum mai facem urografii, dar, desigur, prezența tomografelor face ca diagnosticul să fie mult mai bine pus. Acești diverticuli sunt de regulă congenitali, dar sunt și posibilități de a fi dobândiți prin mecanisme de obstrucție neuromusculară, traumatică sau fibrotică. În general sunt asimptomatici, îi descoperim, îi investigăm, dar lăsăm pacientul în pace pentru că nu are nicio complicație. Dar această urografie ne permite uneori să punem diagnosticul, alteori e nevoie de ureteropilografie retrogradă, pentru că el se umple pasiv și la urografie, dacă nu faci timp tardiv, desigur că nu apar evidențiați. Ca localizare, cei mai mulți sunt spre calicele superior, s-a demonstrat în diferite studii, cam de două ori mai mult decât cele alte două localizări, calice mijlociu sau calice inferior. Acești diverticuli, dacă sunt asimptomatici, le lăsăm în pace, dar ei pot fi să se complice cu litiază și sunt diferite studii în care prezența litiazei în diverticul este de la 9 până la 50%. Avansul tehnologic, însă, tomografiile au reușit să descopere foarte mulți diverticuli cu litiază în interior. Două tipuri de diverticuli, unii care comunică cu un calice mic, alții care comunică cu un calice mai mare sau cu bazinetul. În această imagine se vede acel diverticul calicial care comunică cu un calice mic și care în timpul tardiv, în figura 2, se observă și prezența litiazei în diverticul. Metodele de tratament modern sunt cele reprezentate de litotripsia extracorporală cu unde de șoc. Oricum am văzut că la Chișinău, cel puțin lucrarea litiazei, faceți toate metodele și sunteți experți în litiază, ca și de altfel și în România, pentru că pacienții noștri au litiaze mari și se ajunge la nefrolitotomie percutată. Când veneau în clinică diferiți experți internaționali, se minuneau ce tipul de calcul coraliform sau alte litiaze masive la pacienți de-ai noștri, pe când în Occident ei se duc de vreme la consultație și îi rezolvă cu această litotripsie extracorporală sau mai târziu cu retroscopia flexibilă și nefrolitotomia percutată, este foarte rară la ei și vin la noi ca să învețe acest NLP. Într-un studiu făcut pe 3 ani, nu este o boală frecventă, am încercat să vedem eficiența și siguranța tratamentelor, să vedem care metodă este mai bună în punctele ale eficienței, care asigură stone-free sau, de asemenea, care este cu mai multe complicații. Nu au fost mulți pacienți, 21 de pacienți, 2018-2021, care au pus rezolvați prin ureteroscopie flexibilă sau nefrolitotomie percutanată. S-a căutat retrospectiv ce caracteristici au avut din punct de vedere al vârstei în jur de 50 de ani, din punct de vedere al dimensiunii calculelor, s-au rezolvat cu ureteroscopia flexibilă calculul de 1 cm, iar cei de la NLP 14-15 mm în medie, calice superior cel mai frecvent și au fost 8 cazuri cu ureteroscopie flexibilă și 13 prin NLP. Din punct de vedere al NLP-ului, descriere pe scurt pentru că o știți cu toții, poziția de litotomie, montarea stentului ureteral și aseșarie până la bazinet sub cistoscop, controlul fluoroscopic obligatoriu, unii fac și NLP numai cu ecografie, părerea mea că este un pic de malpraxis în această rezolvare numai ecografică, trebuie să ai substanță de contrast în sistemul pielocalicial, se mută în decubit ventral, puncție țintită pe diverticulul calicial, se introduce ghidul metalic, se dilată traiectul până la 25 șarie și apoi teacă amplat și nefroscopul Olympus, iar fragmentarea calculului s-a realizat printr-o combinație de metode ultrasonice sau laser, ultrasonicul cu Swiss litoclast, laserul cu holmium, iag, fibră de 365 de micrometri. Ulterior se face dilatarea coletului diverticular, pentru că altfel degeaba rezolv calculul, pentru că ulterior se reface litiaza în diverticul. Cum se face această dilatare, această mărire a coletului cu fulgurare cu fascicul laser, făceam și doar dilatație la un moment dat până să ne vină laserul. Se montează sonda WG în manieră anterograd, o punem noi, și nu, noi nu lăsăm de regulă nefrostomii după NLP, foarte rar când lăsăm nefrostomie. Profesorul Bumbu de la Oradea, care a fost și pe aici, tot spune că nu se poate fără nefrostomă. Noi avem foarte multe cazuri care sunt fără nefrostome, doar cu sondă ureterală.
Aparatura este de la Olympus, nefroscopul Olympus, iar uretroscopiile flexibile le face cu anestezie generală, uneori sub rahianestezie, dar în ultima perioadă merge pe anestezie generală, pentru că în timpul rahianesteziei poate să miște pacientul, să respire și să apară complicații. Se montează un stent WG cu două săptămâni înainte, pentru că e nevoie să punem ulterior o teacă de acces ureteral. Colegii care am rezidenți care merg în Franța și îi lasă, meargă câte 6 luni, 12 luni și acolo au văzut la Paris, sunt una din clinici că nu mai folosesc sonda ureterală cu două săptămâni înainte de flexibil, dar acele cazuri sunt cazuri mai ușoare care se pot rezolva fără teacă de acces ureteral. În ultima perioadă vă spuneam că avem acces la ureteroscoapele flexibile Boston de unică folosință sau Pusen. Au mai scăzut și prețurile la ei după ce am negociat, astfel încât se poate face, repet, și în sistemul nostru de spital de stat, uretoroscopie flexibilă. Se identifică orificiul coletului diverticular cu uretoroscopul flexibil și se deschide folosind fulgurația cu fascicul laser, deci ca să mărești coletul, se fragmentează calculul și se pune sondă WG de 7 șarie. O imagine care se vede uretoroscopul înainte de a intra în diverticulul calicial, fulgurarea laser a coletului diverticului calicial și ulterior fragmentarea tot cu acea fibră laser a calculului din diverticul, se observă în imagine fluoroscopia trebuie folosită, deci în timpul intervențiilor și cu flexibilul. De asemenea, am mai văzut locuri unde se face fără fluoroscopie ca să nu se iradieze chirurgul. Este absolut anormal să nu vezi unde te afli cu uretoroscopul flexibil, unde pui sonda, se observă sonda cu voluta în diverticulul calicial. Pacienții au fost investigați cu ecografie, urografie sau CT. Vă spuneam că înainte de a folosi CT-ul, noi foloseam foarte mult urografia, iar ulterior facem radiografia renovezicală de control pentru a vedea poziția sondei și pentru a vedea și restanțele. Este foarte adevărat că la radiografie nu întotdeauna vezi restanțele și spui că este stone free, acum de când este tomografia, dar abia acum putem spune că este stone free sau are fragmente reziduale. Au fost și foarte multe cazuri chiar de procese în care pacienții reproșeau că au rămas fragmente pentru că se făcea radiografie și prezența gazelor, de exemplu, nu arătau acele fragmente. Ca durată de spitalizare, desigur că la NLP a fost puțin mai mare, în jur de 4 zile, față de 2,8 zile la pacienții cu uretoroscop flexibil, iar rata de stone free a fost de 62% în cazul uretoroscopiei flexibile. Într-un caz nu s-a reușit să se intre în diverticul pentru că era un colet lung și îngust și a trebuit să se facă nefrolitotomie, iar la alți doi pacienți cu flexibil au rămas fragmente restante care au fost rezolvate prin SVL. La NLP-uri, desigur, dacă ai intrat în diverticul, poți să absorbi toate fragmentele litiazice. Dar dimensiunile au fost mai mari, sigur, la NLP decât la flexibil și poate atunci și alegem în funcție de mărimea calculului, de poziție, dacă facem flexibil sau facem nefrolitotomie percutanată. Complicațiile au fost mai mari, sigur, la NLP, chiar de gradul 3 și 4 câte una, dar, ca și discuție, tratamentul trebuie să țină cont deci, de localizarea diverticulului, de dimensiunea calculului și de aspectul coletului, alegând una din metodele de tratament minim invaziv. Minim invaziv, spunem noi, dar uneori complicațiile pot fi extrem de severe. Flexibil asigură eficiență în fragmentarea calculului și deschiderea largă a coletului diverticulului calicial. Într-o lucrare, Ding și colaboratorii au ajuns la 60% din 36 de pacienți tratați prin flexibilă și prin NLP sigur că sunt mai mari valorile, dar uneori nu poți ajunge la calcul, să intri în diverticul datorită coletului strâns și lung și atunci este un eșec și trebuie să treci la nefrolitotomia percutanată, care oferă șanse de stone free mai mari. Noi am raportat 100% pentru că într-adevăr, intrând în colet, poți să scoți toate fragmentele litiazice. Dar, repet, uneori poate ne păcălim și noi, faci ecografie și mai vezi mici fragmente sau îi faci tomografie față de o radiografie simplă la care poți să pierzi fragmentele restante. Contact și colaboratorii au avut și un studiu cu succes cu mini-percu și noi, acum la Burghiele, avem mini-percu care face să fie mai puține complicațiile, mai ales cele sângerânde, aveam complicații care ajungeau la embolizare la un spital vecin, la spitalul universitar. Un coleg foarte bun de acolo emboliza în caz de hemoragie după NLP și ne-au salvat mulți pacienți, mulți sirinici, să spunem, și ne-a salvat și pe noi pentru a nu avea probleme de malpraxis
Știți foarte bine, pacienții abia așteaptă să apară o complicație și avem de multe ori astfel de probleme. Au fost și la Târgu Mureș, care erau vorba aceea campioni în NLP. Rezultatele au arătat, deci, foarte clar un avantaj al NLP-ului din punct de vedere al stone free-ului, dar cu complicații mai multe. La altă lucrare, BAS și colaboratorii, pe 54 de pacienți, 29 NLP, 25 flexibil, arată stone free 76% față de 83%. Deci, atât DING ca și BAS în lucrările lor au arătat o incidență mai mare a complicațiilor la NLP în comparație cu cele de tratați prin ureteroscopie flexibilă. În cazul nostru, acele două complicații de gradul 3 și 4 au fost o sângerare prin fistulă arterială care a necesitat arteriografie cu embolizare și rezolvarea este foarte elegantă și rapidă și o altă manifestare septică la un caz care a necesitat, sigur, o antibioterapie mult mai puternică. În concluzie, atât uretroscopia flexibilă cât și NLP-ul sunt modalități de tratament ale calculelor din diverticulii caliciali. NLP-ul oferă, repet, o rată mai mare de stone free, dar spitalizarea este mai lungă și cu riscul de a apărea complicații severe, pe când flexibilul oferă o stone free mai puțin, care trebuie rezolvați ulterior în tratamente suplimentare, și uneori apare și eșecul datorită faptului că nu poți intra prin coletul diverticular în interiorul diverticului pentru a rezolva cazul. Vă mulțumesc! Onorată asistență, stimați oaspeți, ședința solemnă de astăzi a înscris încă o filă importantă în istoria universității noastre. Lista personalităților remarcabile, notorii, că au devenit profesori titulari cu titlu onorific de doctor honoris causa al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Țimițanu s-a completat încă cu un nume notoriu. Reiterăm sincerele noastre felicitări, domnule profesor, doctor Friel Jânga. Dorim colaborării noastre un viitor și o continuă ascensiune. Onorată asistență, ședința Senatului se declară închisă. Mulțumim! Membrii Senatului, Consiliul de Administrație, se retrag, ședința societății o conduce domnul profesor Tănase cu secretarul Andrei Gălescu și continuă mai departe. Mulțumesc!